2009 versus 2019. Intrăm în al 11-lea an, în Oktoberfest Brașov, și cred că majoritatea dintre voi vă mai aduceți aminte cum am pornit pe Olimpia, pe acel teren, pe terenul de tenis la Olimpia, unde ideea a fost, împreună cu Clubul Economic German și cu Werner Braun, să organizăm un eveniment la care firmele germane, investitorii, să se simtă măcar un weekend ca acasă. Asta a fost de vineri după amiază până duminică. La acea vreme, Clubul Economic German avea undeva pe la vreo 12.000-15.000 de angajați. Ne-am gândit să le oferim posibilitatea investitorilor să petreacă un weekend frumos împreună cu angajații lor, să socializeze și să le arătăm că Brașovul este o gazdă bună pentru investiții. După 10 ani s-a mărit de 10 ori evenimentul. Dacă în primul an, în 2009, calculam cu 10-15.000 de petrecăreți și iubitori de tradiții combinate, fiindcă vorbim de tradiții transilvane, săsești, românești, maghiare, combinate cu cele germane, bavareze, atât din punct de vedere al berii, cât și din punct de vedere gastronomic, ne-am trezit cu 40.000 de oameni și a fost o surpriză foarte mare, dar și foarte plăcută pentru noi. Între timp, anul trecut am atins aproape cota de 400.000 de vizitatori, de 10 ori mai mult. Oktoberfest Brașov a devenit printre cele mai mari evenimente din România, de bere oricum cel mai mare și cel mai important, și a câștigat un renume pozitiv în toată Europa. Avem oaspeți care ne vin de pe toate continentele, nu numai din Europa, de pe toate continentele lumii. Se vorbește de Oktoberfest în toată lumea și ne bucură, fiindcă dăm un semnal de oraș modern, oraș turistic și în special oraș european, fiindcă Brașovul, de când există, a îmbinat plăcut, armonios și în pace toate minoritățile pe care le avem și acum deja și dădeam semnale europene importante. Am putea chiar spune că suntem un model aici în Transilvania și Brașov în special de oraș european, un model pentru Europa actuală. Anul acesta avem multe lucruri frumoase noi. Tematica este, pe lângă 2009-2019, gastronomia transilvană. Fiindcă știți că Sibiu este regiunea transilvană europeană, Brașovul își dorește să devină în următorii ani, la fel ca Sibiu, o regiune gastronomică europeană. Și noi punem de aici deja bazele și cum am putea să facem ceva gastronomic fără o bere bună și rece. Și salut lângă mine pe colegul meu Andrei de la acum Asahi. Da? Nouă ne place Ciucașul. Nouă ne place Ciucașul, da. Werner Braun, președintele Clubului Economic German, care și el sărbătorește centenarul deja mai mult decât 10 ani la conducerea Clubului Economic German. Și clubul a crescut foarte mult, este probabil unul din cele mai moderne și mai mari cluburi economice germane din România. Și Anemona, sufletul Oktoberfest, tot din 2009, eu chiar din 2009 prima clipă. O să-i dau cuvântul Anemonei ca să ne povestească puțin de noutăți, de programul artistic pe care l-a făcut. Păi o să continue Werner cu impactul în economia brașoveană, Andrei cu evoluția brandului Ciucaș datorat și de evoluția Oktoberfest, fiindcă am mers așa mână în mână din 2009 încoace și mulțumim cu această cale. Păi la final o să mai pun eu de impactul turistic și de alte noutăți și oaspeții care ne vin din străinătate, oaspeții oficiali, deschiderea oficială. Mă bucur să vă revăd, mi-era dor de voi, ne întâlnim prea rar, dar totuși ne întâlnim cu ocazia Oktoberfestului. Eu spun că întotdeauna mie îmi revine partea cea mai frumoasă, pentru că eu vorbesc despre premiile din festival, care și anul acesta vor fi peste 10.000 de premii. Și anul acesta o alegem pe Miss Oktoberfest, cea mai strujnică, bavareză. Îi oferim un dulap înzestrat cu costumații bavareze.
Bineînțeles că dacă avem o regină a Oktoberfestului, ar trebui să avem și un rege. În ultima zi de festival, toți cei care au participat în fiecare seară la probele noastre vor participa în marea finală și alegem regele căruia Ciucaș îi oferă un frigider la propriu plin cu bere. Deci o să fie o super distracție în ultima zi de festival. Din punct de vedere al programului artistic, desigur, acesta începe în fiecare zi la ora 11 și se termină seara la ora 11. Am invitat trupe mult aplaudate și mult lăudate de pe scena Oktoberfest, care an de an au bucurat publicul brașovean, dar și pe turiști. Vorbim despre Kloster Gold, Music Ministerium, Albachtal Express, Hermannstadt 07, nelipsiții prieteni de la trupa 6, cei care an de an interpretează imnul Oktoberfest, pe care îl găsim și în acest ziar și este musai să-l învățăm pe de rost și să-l cântăm alături de ei. Fanfara Țara Bârsei, Corona Dance, întotdeauna colaborăm foarte bine, fiind un eveniment multicultural cu Asociația Grecilor din Brașov, care vor face un program artistic extraordinar de frumos. Și, desigur, pe lângă asta, nelipsiții DJ Edelweiss și MC-ul nostru deja consacrat, cred că și el este 2009 versus 2019, MC Marian Maican. Ceea ce v-aș ruga eu să ne ajutați să facem mare publicitate este pentru parada noastră, care pornește la ora 16 în data de 5 septembrie din fața hotelului Capitol și mărșăluiește până aici la locul de eveniment. Avem peste 10 atelaje împodobite cu butoaie, cu flori, cu decorațiuni specifice Oktoberfest și peste 200 de pedestri în această paradă. Este un moment. Au venit cu copil de 2 ani și acum copilul este foarte mare și vin în fiecare an și participă la festival. Și cred că pe parte de distracție, asta nu-mi revine mie, asta îi revine lui Mace, rezervările online. Da. Așa, magazinul de suveniruri, unde vă așteptăm cu pălării, costume bavareze, ochelari și halbe. Și cred că cam atât. Bine, sunt multe, dar nu neapărat îmi vin mie minte acum nedormită de o săptămână. Îl salut și pe Bogdan Manea, care e sufletul logistic și organizării evenimentului, care din prima clipă, când se nivelează din nou zona asta aici, e prezent și el o să ne spună puțin de provocările logistice, care le aveam an de an. Și îi dau cuvântul lui Werner. Pe tema economică, firmele, cum reacționează, cine ne vizitează. Da, după cum am avut și în intenție de la prima organizare a evenimentului, am luat ca model Oktoberfest-ul din München, care are ca scop legarea de punți între firme din diferite țări, dar și naționale, și asta e mai departe obiectivul principal al clubului, să zic, să folosim așa Oktoberfest-ul ca să aducem cât mai multe firme aici, să le adunăm și la discuții de business, dar după masa atunci să ne adunăm cu toții, să putem să ciocnim o albă de bere și să mai vorbim despre alte lucruri și să socializăm, pentru că am învățat acest lucru de a și socializa cu clientul sau cu furnizorul sau cu partenerul de afaceri devine tot mai important în timpurile astea în care totuși avem un stres foarte mare în ziua de zi de zi de business și de aceea cred că aceste lucruri sunt extrem de importante. Avem firme care își invită de timp angajații an de an, aici avem firme care vin regulat la Oktoberfest și sună cu 3-4 ani deja, 3-4 luni deja înainte să rezerve ori orologe, ori locuri, mese,
și care apreciază acest lucru. Avem și 2-3 investitori pe care am putut să-i împingem în zona aceasta de Oktoberfest pentru potențial investitor, pentru că este foarte important ca ei să vadă că nu găsesc numai forță de muncă calificată, un anturaj economic bun aici, ci găsesc și un loc în care se poate trăi frumos, orașul Brașov, care pentru mine este orașul numărul 1 și din punct de vedere economic și ca investitor, eu în Brașov aș veni din multe motive pertinente, dar cred că acest lucru de a îmbina munca și cu plăcutul este foarte important pentru un investitor, pentru că este un punct relevant pentru a putea atrage și ține forța de muncă. Anul acesta o să avem și multe întâlniri cu alte cluburi economice din țară, în care vom încerca să legăm niște întâlniri între firmele cluburilor, pentru că noi de multe ori ne uităm în depărtare în alte țări și avem multe firme în țară cu care noi nici nu colaborăm sau nici nu-i cunoaștem și cred că aici este mult de lucru în această direcție și Oktoberfest poate să fie un vehicul extrem de bun pentru a lega aceste relații. Avem Acaromu în vizita anul acesta aici, Asociația Constructorilor de Automobile din România, și avem de gând să colaborăm foarte intens, pentru că eu și aici cred că firmele din Brașov ar putea să câștige cât mai multe contracte pentru producătorii de mașini autohton, Dacia, Renault și Ford, și iar vrem să folosim aceste discuții pentru a îmbunătăți această relație. Cam astea sunt activitățile pe care le purtăm noi. Țelul nostru este să aducem mai multe firme, să facem Brașovul cunoscut, să promovăm ce realizează Brașovul, ce se poate face în Brașov firmelor care vin aici și să sperăm atunci că o să avem ca în fiecare an niște rezultate pozitive în această direcție. Mulțumesc, Werner. Andrei, ce ne-a pregătit Ciucaș anul ăsta? Multă bere rece, ca totdeauna. Pentru noi este încă o plăcere să fim aici. Suntem acasă aici în Brașov, suntem acasă la Oktoberfest. Chiar în prima noastră întâlnire de anul acesta cu partenerii noștri, spuneam că intrăm practic în următoarea decadă în care facem Oktoberfest. Mă bucur să fim din nou aici. Anul acesta revine o bere, o bere specială, creată special pentru evenimentul Oktoberfest, care se poate bea doar aici. Este vorba de Ciucaș Malt Beer. Este o bere mai corpolentă, cu un gust mai potrivit cu mâncărurile specific bavareze, dar și românești. Este o bere pe care noi de la Ciucaș am creat-o special pentru acest festival și știm că deja brașovinilor le place, pentru că știm cât de mult am consumat anul trecut. Continuăm tradiția noastră cu jocurile pe care le aducem aici, cu care îi relaxăm pe brașoveni, dar și pe ceilalți invitați din toată țara și din toată lumea. Continuăm cu o zonă de relaxare acolo unde cei care sunt, să zicem, un pic mai petrecăreți, se pot odihni și pe parcursul zilei și pe parcursul serii, acolo unde, dacă își doresc, pot citi o carte. O idee foarte frumoasă venită din partea echipei care face Oktoberfest. Îi așteptăm cu multe surprize, îi așteptăm la poze cu Cercul Cornel. E unul dintre puținele momente când putem vedea pe Cercul Cornel în festival. Și, bineînțeles, să se bucure de berea noastră de acasă, de Ciucaș, și de evenimentul care ne aduce împreună Oktoberfest Brașov. E aceeași rețetă ca anul trecut la Maestre, da? A fost un succes foarte mare, numai noi pe pagina Oktoberfest am primit solicitări de această bere, unde pot să cumpere, și mă bucur că anul ăsta e numai aici, că îi convingem pe toți iubitorii de bere să vină la noi la Brașov să bea Maestre, care deja este tradiție, și mă bucur că în Germania, la Oktoberfest, fiecare cort are berea specială care numai pe perioada de Oktoberfest se găsește, așa că am reușit și noi după 10 ani să avem berea dedicată nouă. Bogdan, din punct de vedere logistic? Din punct de vedere logistic, mari provocări, sincer,
nu mai avem, e al treilea an în locația aceasta, lucrurile se desfășoară mult mai simplu, comparativ cu locația din centrul Brașovului, unde, într-adevăr, acolo există o provocare foarte mare. Marea provocare este încă această bază, suprafața pietriș, pe care în cort am reușit să o acoperim, am reușit să o eliminăm, să o acoperim integral cu OSB. Pe zona de exterior, din păcate, ne chinuim că fiecare zi se tasează terenul, încă se lucrează, acum tasăm peste 5 litri, trece o mașină, iar trebuie reparat. Din punctul meu de vedere, provocări logistice chiar nu sunt. Vă așteptăm câteva la revenire. Provocările probabil vor începe de anul viitor, când se pare că în această locație există un proiect de sală polivalentă și atunci vom vedea dacă avem provocări sau nu. De schimbat locație la anul sau în cât timp va trebui să facem acest lucru. Cred că provocarea mare este și asta, că pe primărie salut ideea de a se face o sală polivalentă, dar cred că Brașov are nevoie și de o zonă de evenimente și poate să realiza un proiect care combina aceste două lucruri. Să avem și o sală polivalentă și un spațiu permite și să avem și un loc amenajat pentru evenimente. Pentru orice fel de eveniment, nu doar un Oktoberfest, eu sunt sigur că ar veni și mult mai multe evenimente, că unul din marile impedimente pe care le avem e că noi nu avem locuri de eveniment. Asta e un impediment în toată țara, deci în orice oraș te duce, nu există locuri special amenajate pentru desfășurarea evenimentelor mari. Eu cred că un loc dedicat de evenimente ar crește automat numărul evenimentelor în Brașov, care ar fi pentru toți cetățenii din Brașov. V-ați gândit unde ar putea fi acel loc? Ar putea fi combinat aici. Sala polivalentă și cu rămâne spațiu destul și am putea chiar, depinde cum e proiectată sala polivalentă, să folosim chiar sala în locul unuia dintre corturi. Deci se fac evenimente în săli polivalente de genul ăsta, chiar de genul Oktoberfest. Le-am văzut în Spania, le-am văzut în Italia, că știți că Oktoberfest nu se face numai în Germania și la noi, se face în toată lumea. Avem de gând chiar să dăm drumul la un proiect cu renumitul Wiesn-Schürrle, care o să ne viziteze și anul ăsta, nu la deschidere, că nu poate să vină chiar în ziua de deschidere, o să vină, să pornim o asociație mondială a organizatorilor Oktoberfest din toată lumea, s-a luat deja legătura cu America, cu America de Sud, cel mai mare Oktoberfest din lume după München e în Brazilia, cu 3 milioane de vizitatori la Blumenau, e zona germană din Brazilia. Dar avem în Los Angeles, avem în America aproape în toate orașele mari, în China, în Japonia, în Tokyo, în Europa, aproape toate țările organizează evenimente Oktoberfest și noi ne mândrim, Viena, foarte renumit, a pornit un an după noi, deci avem un avantaj față de ei și din punct de vedere a vizitatorilor sunt cam 10-20 de mii în urma noastră, e chiar la Prater, da? Fiind Prater, o avantajul parcului de distracție, mult mai mare și mult mai vechi, e primul parc de distracție din Europa, montat odată prin 1800. Pentru mine a fost foarte important să le ușurăm, în schimb, celor care iubesc Brașovul și care vor să vină la noi, să ajungă la noi. Și de aceea avem câteva parteneriate importante, este parteneriatul cu Direct Aeroport, care vine și aduce turiștii din aeroportul Otopeni direct la noi, dar mai avem anul ăsta și un parteneriat cu Memento Bus. Memento Bus sunt autobusele acelea roșii mari, care sunt shuttle-urile oficiale Oktoberfest de la București, de la Sibiu și de la Cluj. Și este foarte important să știe turistul când vine la Brașov că poate să vină dimineața cu autocarul încoace, nu trebuie să vină cu mașina, nu este obositor. De aici poate să rămână 2, 3, 4, 5 zile cât le place Brașov, oricum o zi n-ajunge la Brașov, nu numai pentru Oktoberfest, ci pentru Brașov în general, după aceea să plece la fel de bine cu autocarul acasă, sunt autocare moderne, climatizate, de aceea pentru ca să ajungă și pe viitor mult mai ușor la Brașov, Oktoberfest Brașov susține cu tărie aeroportul. Este unul din proiectele, din punctul meu de vedere, al secolului.
Brașovul are nevoie nu numai pentru Oktoberfest, are nevoie pentru destinația turistică și destinația economică de excelență. Aeroportul și pentru noi, noi suntem convinși că în momentul când aeroportul va fi gata, sperăm 2021, să avem și primele curse, să atragem foarte mulți turiști și cu evenimentul acesta. La deschiderea oficială vine domnul Werner Henning, este consilier local la Nürnberg, orașul nostru prieten, înfrățit, în curând înfrățit, prieten la ora actuală, cu mesajul primarului general din Nürnberg, domnul dr. Ulrich Mali. Ieri în primăria Brașov am salutat și corul din Nürnberg, cu corul Bach, similar corului Bach de la noi, care vor susține mâine un concert în Biserica Neagră. O formație de aici, Kloster Gotje din Nürnberg, și asta e foarte important, să umplem cu viață parteneriatele între orașele noastre. Am invitat orașul Linz, o să vină o delegație de la Linz, orașul nostru înfrățit din Austria. Am invitat și din Temer, din Turcia, din Gör, o să vină iară reprezentanți. Am invitat toți consulii onorifici din Brașov, care sunt aici, consulul polonez, consulul francez, consulul italian, să fie prezent, va fi consulul german de la Sibiu, va fi consulul austriac de la Sibiu, adică îmbinăm economicul cu turismul, dar și cu diplomația și toți acești oameni care vin aici, diplomați sau vizitatori, vor fi ambasadorii noștri, nu ambasadorii Oktoberfest, numai cei ambasadorii Brașovului. Da, cam astea sunt noutățile. Din punct de vedere a unui comercianților, tot anemona vă poate da detalii. Da, în scopul prevenției și consilierii și în a fi sigur că în Oktoberfest se vând cele mai calitative produse, mâine la ora 1, toți comercianții din acest eveniment vor participa la o ședință împreună cu domnul Sorin Susanu de la Protecția Consumatorilor, înspre a ne asigura că tot ceea ce se vinde în cadrul evenimentului este cât se poate de conform. Și apropo, fiindcă discutam de tematica renunțării la plastic în Brașov, eu salut această decizie a primăriei. O salut și din punctul de vedere a reducerii poluării și a reducerii poluării cu plastic. Noi de câțiva ani am introdus halbele de litru, care sunt un plastic special acril, care se refolosește, se spală în spălătoriile operatorilor și nu poluează. De anul viitor o să ne concentrăm și o să fim cu siguranță un model de bună practică. Deja acum 2 ani în portul mic am avut farfurii de porțelan și tacâmuri ca să reducem poluarea și consumul de plastic. Fiindcă cred că este important și de aceea chiar m-aș bucura și pe viitor și în alte orașe să se adopte astfel de regulamente. Da, de aceea prietenii noștri de la Ciucaș, dar și cei de la Coca-Cola, anul acesta aduc din nou acele aparate speciale pentru reciclarea paharelor din plastic, pentru care oamenii sunt premiați, nu? Da, bineînțeles, ne dorim să facem... Să oferim oamenilor oportunitatea de a învăța puțin despre impactul pe care îl are plasticul. Nici noi nu suntem dornici să continuăm cu această practică. Iar anul acesta readucem aceste aparate care ajută la reciclarea paharelor folosite în cadrul festivalului și pentru acest gest oamenii primesc diverse premii. Și dăm un semnal ecologic foarte important, chiar dintr-o zonă unde știm până acum evenimentele erau poluatori destul de mari. Și e important să sensibilizăm oaspeții noștri. Cu cluburile, cu camerele de comerț germane și austriece, avem seriile dedicatelor, unde vin directori generali și companii mari, luni și miercuri, ziua austriacă și ziua germană. Am început anul trecut cu acest eveniment în eveniment și este foarte apreciat și mă bucur că au ocazia investitori care există deja în România să vadă și Brașovul ca destinație, fiindcă majoritatea investitorilor de aici, că sunt din automotive sau din alte branșe, au crescut foarte mult în acești ani. Dacă ne aducem aminte, Ina Scheffler în 2009
nu știu dacă trecea de 1500 de angajați, acum în Așteptare are 5000 de angajați și se extind. La fel putem spune aproape de toți investitorii din automotive sau din aviație, că noi suntem un centru important de aeronautică, cu companiile străine de aici, așa și cu istoricul brașovean. Și salut! Aceste sunt directorii generali al Camerei de Comerț aici, președinții, și atunci eu zic că impactul este extrem de puternic. Rezervările la mese. Rezervările la mese, foarte important. Anul acesta, ca și anul trecut, dar acum am perfectat tehnologia, se pot rezerva mesele online pe pagina www.octoberfestromania.ro și avem peste 200 de mese care sunt puse la liber pentru rezervări. E zona din fața scenei, sunt zone dedicate pe balcoanele de sus, care până acum erau numai rezervări VIP, am zis să le oferim o parte și oaspeților noștri. Această zonă din spatele căsuței, dreapta-stânga, și tot cortul Sergiana. Este o noutate și anul acesta Sergiana s-a implicat foarte mult și s-au dedicat cortului și cu mesaje și cu mâncare dedicată. Fiecare operator care avem aici, cei doi din cortul mare și cortul mic Sergiana, au câte un meniu dedicat a lor. Iar dacă luăm rezervările, cine face rezervarea online la masă, include și o consumație și automat când se rezervă ora, când vine încoace, deja este platou pe masă, deci îmbunătățim și serviciile, că e foarte important ca lumea, cum vine aici, să simtă bine și să aibă și berea rece pe masă și mâncarea bună. Da, și nu în ultimul rând, dacă ne puteți ajuta și dumneavoastră aici, îi sfătuim pe toți cei care vin la Oktoberfest să-și lase mașina acasă. Avem, da, zonă verde, avem atâtea să-și lucruri frumoase. Să-și lase mașina acasă și calva de bere în cort. Cu această ocazie vreau să mulțumesc primăriei și în special Ratului, care au suplinit autobuzele care vin aici la stația, la capătul de linie de la Bartolomeu. Chiar avem ocazia, am avut discuții și cu companiile de taxi, ca la ora 11 să fie mult mai multe taxiuri aici. Între timp avem și Uber-ul, care funcționează destul de bine. Deci oamenii poate să vină ușor încoace și poate să plece bucuroși mai departe, fiindcă eu sunt convins că majoritatea nu pleacă acasă la ora 11 de aici și se duc în centru, se duc în restaurantele, în barurile, în after-party-ul nostru. Deci populăm tot orașul și asta e și ideea Oktoberfestului, să fie o atracție în plus pentru tot orașul. Și închei conferința, sau până să vă dau cuvântul pentru întrebări, pentru mine Brașovul a devenit orașul cer. Da? Dacă s-a încheiat Cerbul de Aur, continuăm cu Cerbul Cornel și îl mai avem și pe Cerbul Jägermeister aici. Să vedem ce cerb mai atragem la Brașov. Vă rog. Aparatele astea de reciclare, ca să spunem oamenilor cum să fac. Să vin cu paharul, să duc acolo, unde vor fi amplasate? Ele vor fi amplasate la intrarea în porturi. Pur și simplu trebuie să vină cu paharele, acolo îi va aștepta o colegă de-a noastră care le va explica exact ce se va întâmpla mai departe cu respectivul ambalaj. Primesc un bon, după care cu bonul respectiv se vor duce la zona de jocuri și își vor revendica premiul câștigat. Mai menționez că și turiștii, atât cei din Brașov, cât și cei de la Castelul Bran, că știm că Castelul Bran este atracția principală din România turistică, se pot informa la standurile noastre, Republicii și în curtea Castelului Bran, unde primesc, la Câmpia Bavareză, unde primesc programul, unde există o machetă a orașului ca să vadă unde e locația noastră, frumos făcută, unde primesc ziarele noastre, care sunt țipărite atât în limba română, cât și în limba germană și engleză, ca să poată să primească toți informațiile. Fiindcă e o treabă de respect pentru cei care ne vizitează, să informăm, să știe unde să vină, să distreze. Înainte să încheiem, să nu uitați să vă luați halbele pe care vi le-am pregătit pe masă, deoarece în cazul în